Stai că am eu o idee, fii atentă. Îți dai seama că noi l-am sunat. L-am sunat, îi spune, măi, Ioane, păi, ce faci? Uite, mai e puțin și ți se naște copilul. Tu ce crezi, ne-a răspuns? Noi l-am nu și știu. Invitat. Tu crezi că ne-a răspuns sau nu? Nu știu. Dar la cum îl cunoști? Vine la televizor știind că dă ochi în ochi cu tine și că eu le iau la întrebări? El e foarte curajos, cred că da. Crezi că vine? Bine. Îmi spun părerea. Acum e vorba despre tine. Dar poate vine să o recucerească, mă. Nu știu. A fugit în lume. Fii atentă, eu îl strig. Facem ca la emisiunile alea de pe vremuri. Dacă vine, o fi un semn bun. Dacă nu, măcar am încheiat discuția. Ia. Ioan Constantin, ai venit, Ioane? Hai, vino încoace la mine. Băi, Ioane, vino încoace să vezi ce-ți fac. Ia, vino încoace. Nu, știți ce aș vrea să fac? Nu acolo, că nu se vede. Băieți, ajutați-mă un pic. Dați aici. Ia. Nu. Stai puțin. Lasă că mă mut eu. Da, eu vreau să-i văd față în față, așa, că dacă eu îl pui lateral, eu vreau să-i văd ca doi porumbei, așa cum stau ei. Uite așa, față în față. Vino încoace, Ioane, la mine. Uite, ai venit îmbrăcat în training. Ți-ai luat un training așa frumos? Și bună seara. Ce faci? Ce să fac? De la muncă și... Vrei să stai tu acolo? Ia stai tu acolo. Hai stai tu acolo, că stau eu aici, fii atent. Că vreau să te văd față în față, că te uiți în lateral, așa. De când n-ai mai văzut-o pe... O săptămână și un pic. Și nu ți s-a făcut dor de ea? Întrebați-o pe aia dacă mi s-a făcut dor sau nu. Păi noi... Auzi. Te-ai și întrebat, tu răspunde. Te-am întrebat, vezi că suntem cinci femei aici. Pe tine, ai gură să răspunzi? Păi eu am gură destul de mare. Păi spune-ne, hai, am auzit, da. Și palma se pare că o ai la fel de mare, nu? Da, o am foarte mare. Bravo, felicitări. Adică ai lovit-o? Ce să spun, ești? Da. Ai lovit-o. De ce? Da, să vă spun ceva, stați două secunde să mă exprim. Ioane, ea ne-a zis. Aia e, că ea v-a zis. Păi zine tu varianta ta. Când ai stat, cu cine ai stat de vorbă? Așa. Ce ți-am zis? Au fost două vorbe scurte și tu veneai cât de la magazin. Indiferent dacă stătea cu cineva de vorbă sau să culca cu persoana aia, da, în același pat, n-aveai voie să o lovești. Dacă vii aici la televizor și te lauzi că ai palma mare, colegii de acolo sunt de trei ori mai înalți ca tine. Adriana, ia uite cât a gealat tu. Stai un pic, Adriana. Ce înseamnă asta? Dezvoltăm cu totul altceva. Adriana, stai un pic. Hai să-i lăsăm pe ei doi, că poate acum că suntem și noi aici cu toate camerele, cu luminile astea frumoase, e vineri. Și cu ce mai câștigat pe mine? Că ți s-a muiat privirea când te-ai uitat la... Stați un pic, burtică. Nu e hai să-i lăsăm un pic să le creăm noi așa starea. Noi suntem aici, da? Suntem cinci femei. Îți dai seama ce e pe capul tău. Uite-te tu un pic așa și vorbiți voi doi. Când erați voi doi bine și frumos și vă iubeați, ia uite-te un pic la ea și vorbiți ca altă dată. Când ai venit un timpul ăla de la magazin, eu tocmai atunci ieșisem afară. Crede-mă, știi cât m-au durut și m-au schimbat palmele tale? Dar crede-mă că indiferent cum ești tu, de ce indiferent cum ești tu, uite așa, să audă toată lumea, Mihaela are și va avea sentimente pentru tine, cu toate că greșește sau nu. Și crede-mă că nu mi-e teamă de moarte. Știi la cine m-am gândit? La fata noastră. Serios vorbesc. De ce să nu fie bine? Deci crede-mă că mesajele alea de pe Facebook, știi cât eu aseară n-am dormit. Am foc de tine, am plecat de la tine. Am foc de tine și o să mai am toată viața foc de tine. Bun, că... ai plecat. Asta e. De ce ai plecat? Deci am plecat. Măcar puteai să-mi spui, bă, băiatul, să pune stop, tot, fiecare problemă și gata. Și atunci când ai venit după mine la spital, cu stopul, ai văzut că n-am putut să pronunț? Da, Ioane, pune stop. Și bun. De ce crezi tu că Mihaela n-a pronunțat stop? Scuză-mă și pronunță. Una peste alta. După ce mi-ai făcut îmbrăligătorile acasă care mi le-ai făcut, m-ai chemat și aici, m-am prezentat. Eu am venit aici pentru că am o mică teamă, crede-mă că mesajele alea... Știm, ce mesaje? Hai spune-ne acum. Am amenințat-o eu. Hai zi-ne, despre ce e vorba mesaj? Am discutat noi pe Facebook. Am amenințat-o eu. Pentru ce? Că ce? Am jurat-o, am vorbit, am cedat nervos și eu. Pentru că o seară înainte, noi am vorbit la telefon. M-a sunat ea. Am întrebat eu de ce a făcut și alea, mi-a spus partea ei. Și zic, bun, ok, hai să ștergem totul cu puretel, să ne vedem de pătrățica noastră. Să ne facem cămin, fie bine, să fie ok. Da, totul perfect. Zic, nu mai mă sun să... eram la muncă. Să nu mai mă sun să mă întrerup să alea. Fii frumos acasă, știi unde să vii, știi ce ai de făcut, ce n-ai de făcut. Ce-ți vezi de pătrățica ta, de familia dacă ta, nu vii de colțișuri? Ne vedem fiecare de viețile noastre. Păi și nu mi se pare normal cu ce am greșit aici? Dar cum te-a amenințat? Ți-a zis alte lucruri? Eu, că ai zis că nu ți-e frică de moarte. Ce ți-a zis? Te-a amenințat cu moartea? Că mă bag în scaunul cu rotile prostii de ale lui, dar cum să spun eu, de murit nu mor de 10 ori, exact cum a spus și mama.
doar că așa cum e ea. Mă doare când sunt înjurată, nu vreau să trăiesc așa. Eu vreau să am fricata, vrei să te mint? Chiar am fricata. Bine că spui, în sfârșit, bine să trăiesc așa. Că te doare. Nu e vina mea că te iubesc, nu e vina ta că mă iubești. Că indiferent că dai spune, oricum ziceai cred că mă iubești, înțelegi? Ziceai că nu s-a de vorbă cu tine în fiecare seară. Eu sunt intram când veneam de la muncă și pe ce, că eu lucrez la o firmă, mai plecam și în altă parte tot de la muncă. Deci tot să aduc, tot să produc, tot să fac. Crede-mă că cuvinte... Și veneam, făceam baie, mâncam și ne puneam în pat frumos. Hai să discutăm. Ce ai de ești așa? Ce sunt? Nimic. Băi, Mihai, nu e ok. Nu e bine. Spune-mi ce ai. Zic, n-am nimic. Bine, îmi vedeam de colțișorul meu. Strict. Și atât. Eu vreau să te întreb și eu ceva. Tu o iubești? Sincer, da. Atât. Dar faptele ei... Dar zi-ne și nouă ce fapte. Dar nu, Ana, ba, da, e important. Că ea ne-a spus că s-a dus să ia o bucată de brânză de la magazin și a întârziat un pic și a venit. Și a mai spus că stătea de vorbă cu vărul tău afară. Nu, cu vărul meu. Finul vărului tău. Sau cu finul vărului tău. Un bărbat care îl vede pentru prima oară. Da. 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 Făcea confesiuni, dar nu la măcar o distanță de prieteni. Ea îi făcea confesiuni lui, acelui bărbat? Nu o distanță de prietenie. Dar o distanță, o prietenie mai apropiată. Deci m-a deranjat. Banca afară. Și care eu fiind plecat de la discuție, eu avem foarte mult noi vorbim aici cu o grămadă de bărbați. Asta nu înseamnă că vreuna dintre noi ne luăm omorul acasă. Doamne. Înțelegi? Doamne ferește. Eu am impresia că tu suferi de o gelozie din aia morbidă. Da, sunt de acord. De ce? Pentru că n-ai încredere în ea și n-ai încredere în tine. Ea este femeia care o să-ți facă un copil. Dacă tu o bănuiești pe ea, că e în toate felurile, e o stricată, e o femeie ușoară, care se dă și astea face sunt vorbele dumneavoastră și păi da, înțeleg că asta e. Ai făcut-o în toate felurile, ai zis și dar cu omori. Dar tu crezi că mie pică bine când mă faci tu pe bune? Da? Și o mai și lovești. Păi cum să spun, cum zici scuză-mă, e gravidă cu propriul tău copil. Dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva cu copilul până în urma unei lovituri. Aflu că e gravidă, da, am lovit-o, după nu. Ea zice că ai lovit-o și gravidă. Când m-ai tras de păr, înțelegi? De eu tremuram. De ce? Că n-am pus bulion la ardei umplut. Pe bune. Și înainte? Deci înainte a fost, deci ascultă-mă, nu s-a înflorit. Hai să facem un pachet. Deci nu mai vina ei, din punctul tău de vedere, doar vina ei. Și a luat-o pe merit, zici tu. Hai să spunem nu pe merit. Dacă eu îți explic verbal. Măi, nene, nu așa, uite așa, uite așa, uite așa. Dar nu poți să-mi explici doar cu explicatul, că păi și dacă am rămas doar cu explicatul, ascultă-mă. Păi și ai făcut ceva cu palmele astea, uite că am plecat. Nu știu, e mai bine. Cred că oricine mă cedează nervos. Oricine ce există. La copii dumneavoastră, îi mai trageți câte unul. Copilul copil. Ion, ascultă-mă o secundă. Dar ce mă, iei copilul tău? Eu nu... Cine? Ia, și că la copilul de asta îi mai trageți. Ion, te-am strigat și doresc foarte mult să vorbim. Spuneai mai devreme de testare psihologică și așa mai departe. Fii atent, te-ai gândit vreodată că a deveni o persoană agresivă pentru că viața ne împinge de multe ori să avem foarte multe pe cap. Spuneai că muncești foarte mult să aduci acasă. Da. Da? Necazurile pe care le-ați avut cu familia înainte să vă mutați împreună. Da, poți să te ducă la un moment dat să cedezi. A lovi pe cineva nu este o scuză. Nu există scuză. Nici să sunt de acord cu dumneavoastră și pentru că nu e ok. Forța ta de bărbat nu poți să o pui unul la unul cu asta a femei. Logic, bărbatul da? Are forță per kilogram corp. Femeia nu. Femeia e dătătoare de viață. Și tu ai venit pe lume tot dintr-o femeie. Da, logic. Te-ai gândit vreodată să te duci la un specialist, da? Cu oricând 50 de lei, 100 de lei, să-i spui, băi, eu îmi iubesc femeia. Și ajută-mă, drege-mă la rotițele din capul meu, astfel încât eu consider că am devenit violent și vreau să mă ajut să depășesc asta. Gelozia, să știi că nu este ceea ce crezi tu că se vede. Dar nu gelozia știu de ce este sunt acuzat de gelozie. Pe care, fii atent, păi că așa te comporți, e foarte simplu. Este un scenariu simplu pe care ți-l imaginezi tu, nu este ceea ce fac alții. Dar la tine acasă, cum se purta tatăl tău cu mama ta? Tot așa o mai articula câteodată? Hai, fi sincer. Sincer să fiu, n-am văzut între n-ai ei văzut. Să, nu că, să lovesc. Presupun că tu copiezi ce ai văzut acasă. N-am cum de regulă copiez. Noi copiem inconștient ce vedem acasă în familie. E posibil. Cine pe cine articula la tine acasă? La mine acasă, nimeni dacă exista certuri verbale. Certuri bun, verbale. Da. Fii atent aici. Tu ai trimis-o pe ea acasă. Tu cu cine n-am trimis-o acasă? Pe nimeni. Am înțeles. Mă rog, a fost o situație zbuciumată și a simțit nevoia să plece. Nu a fost o situație zbuciumată. Ce povestește loviturile așa? Sunt de acum 6 luni de zile și plecarea ei de acum 2 săptămâni fără simplu motiv. Păi și dacă era bine nu stătea cu tine când păi nu e bine. Ascultați-mă și pe mine de ce nu e bine. Ia zi. Poate să mă înjure, poate să-mi zică orice. Poate să supere de 10 ori mai mult. Zi, de ce nu e ea bine? Se lasă din telecomandă de acasă.